Stimați reprezentanții mass-mediei, onorați cetățeni, suntem nevoiți să constatăm astăzi cu îngrijorare că situația epidemiologică, situația economică a Republicii Moldova se agravează pe zi ce trece. Timp de aproape 3 săptămâni, numărul mediu de cazuri de îmbolnăviri de COVID-19 este în continuă creștere, iar acțiunile dezorientate ale autorităților și mai ales lipsa lor în general creează o perspectivă sumbră pentru Republica Moldova și pentru cetățenii săi. Din păcate, Republica Moldova nu mai este doar cea mai afectată țară de coronavirus din regiune, dar de câteva zile înregistrează și printre cele mai multe cazuri de îmbolnăviri din Europa. Mai multe decât în țările cu o populație de câteva ori mai mare decât în Republica Moldova, cum ar fi România, Ungaria, Cehia și multe alte țări. Vedem că în pofida declarațiilor triumfaliste ale guvernării, ponderea lucrătorilor medicali infectați este de aproape 3 ori mai mare decât media la nivel mondial. La fel de îngrijorătoare este și situația economică, înregistrându-se foarte multe că întreprinderile se închid masiv. Zeci de mii de oameni rămân fără locuri de muncă și mii de familii rămân fără niciun venit. În această situație trebuie să mărturisim că fracțiunea Partidului Politic Șor este profund dezamăgită de activitatea guvernului Chicu și consideră că o persoană demnă ar trebui să iasă în fața cetățenilor și să recunoască faptul că nu s-a isprăvit cu sarcina care i-a fost încredințată. În același timp, în pofida situației grave din țară, pe care am descris-o mai sus, majoritatea parlamentară sabotează activitatea legislativă, ascunzându-se în spatele autoizolării, în timp ce zilnic sute de mii de medici muncesc expunându-se riscului. Imaginați-vă, vă rog, ce s-ar întâmpla dacă și medicii care intră zilnic în contact cu sute de bolnavi s-ar autoizola timp de 2 săptămâni acasă. Ce s-ar întâmpla cu Republica Moldova? Fracțiunea Partidului Șor a chemat astăzi colegii din Parlament să ne convocăm în ședință și să discutăm și să identificăm soluții pentru cele mai grave probleme cu care se confruntă astăzi Republica Moldova. Situația pandemică, criza economică, măsuri pentru susținerea economiei și a cetățenilor și multe alte subiecte care nu suportă amânare. În același timp, trebuie să batem alarma și în privința situației ecologice. Având în vedere că astăzi, întreaga omenire marchează Ziua Mondială a Mediului. Și îmi permiteți cu această ocazie să felicit întreaga Republica Moldova cu această zi frumoasă care este marcată de întreaga omenire, am spune, la data de 5 iunie. Și să vă îndemn să vă implicați mai activ în acțiunile de protecție a naturii, a apei pe care o bem, a aerului pe care îl respirăm, a pământului pe care locuim. La ziua de azi, comunitatea internațională este îngrijorată de ceea ce se întâmplă cu mediul înconjurător, de schimbările climatice, de încălzirea globală, de epuizarea stratului de ozon, de punerile acide, deșertificare, reducerea diversității biologice, problema dispariției resurselor de apă, a deșeurilor, care nu sunt altceva decât consecințe serioase a poluării mediului. Și în Republica Moldova, cu regret, în pofida faptului că parcă avem legislație, avem strategii sectoriale, dar această problemă persistă și avem foarte mult de muncit pentru a soluționa situația. Anume din aceste considerente, fracțiunea Partidului Șor vine astăzi să înregistreze 3 inițiative legislative care suntem siguri că vor contribui la soluționarea multor probleme ce țin de protecția mediului, concomitent de sănătatea populației. Prima inițiativă cu care venim astăzi să o registrăm în acest domeniu este inițiativa care ar interzice incinerarea deșeurilor. Stimați reprezentanții mass-mediei, onorați cetățeni, vă aduceți aminte cum a fost votată această inițiativă. Vreau foarte succint să spun că o astfel de inițiativă a fost lansată, deci înregistrată în Parlament încă în anul 2010, dar deputații
legislativilor anterioare, fiind destul de responsabili, nu au ridicat mâna pentru a vota această lege și aceasta s-a produs în vara anului trecut, în luna august, în cadrul unei sesiuni speciale, atunci când a fost introdusă pe lângă problemele rectificării bugetului și această problemă. Este important de menționat că în timpul incinerării deșeurilor se elimină poluanții gazoși, toxici, cenușe, metale grele și mai grav este dioxina, care face parte din substanță supertoxică, supermutagenă, imunodestructivă, substanță care este considerată și clasificată de clasa numărul 1 în clasificamentul Organizației Mondiale a Sănătății. De aceea noi venim cu această inițiativă, deoarece considerăm că Republica Moldova merită să trăiască într-un mediu curat, cu atât mai mult că această inițiativă este destructivă nu doar din punct de vedere a poluării mediului și sănătății populației, dar și ca randament economic ea va fi foarte costisitoare, deoarece în cazul implementării proiectului care la moment este, tarifele la acest gen se vor ridica foarte mult. O altă inițiativă legislativă este modificarea legii privind subprodusele de origine animalieră și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman, prin care s-a permis importul deșeurilor animaliere, cum ar fi oase, capete de animale și multe, multe altele. Undeva considerăm că pentru buna funcționare a uzinelor de incinerare care urmau să fie construite pe teritoriul Republicii Moldova, ceea ce în Uniunea Europeană deja este minimalizat. Deci această inițiativă interzice importul în Republica Moldova și tranzitarea deșeurilor respective. O altă inițiativă, stimați reprezentanții mass media și stimați cetățeni, este dictată de necesitatea stringentă, ceea ce ține de biodiversitate, ceea ce ține de, să spunem, plămânii Republicii Moldova, de pădurile din Republica Moldova și anume introducem moratoriu asupra recoltării masei lemnoase pe o perioadă de 3 ani în Republica Moldova. Cu părere de rău, Republica Moldova a ajuns unul dintre statele cu cele mai puține păduri din Europa. Dacă în țările Uniunii Europene ponderea este de sub 40%, în Republica Moldova astăzi avem doar 12,7%. În același timp, Republica Moldova exportă cea mai mare cotă de lemn brut, una din cele mai mari cote de lemn brut din Europa. Considerăm o situație catastrofală, deoarece pădurile reprezintă una dintre puținele resurse naturale ale Republicii Moldova, care joacă un rol crucial în asigurarea unui climat sănătos de viață pentru cetățenii noștri, în asigurarea echilibrului ecologic. Dumneavoastră vedeți că deja nu mai avem nici râuri, râulețe, iazuri, echilibrul ecologic este deteriorat, să spunem, într-un mod flagrant. De aceea venim cu această inițiativă pentru a introduce moratoriu pe 3 ani de zile, cu permisiunea Guvernului de a extinde această măsură în situația dacă va fi necesară, deci cu permisiunea doar a lucrărilor de igienă, cum ar fi curățirea de crengi, rupturi, dobărâri de copaci și multe altele și în cazuri excepționale pentru prevenirea sau lichidarea consecințelor calamităților naturale se întâmplă, catastrofelor și avariilor tehnogene, precum și pentru soluționarea problemelor ce vizează securitatea statului. Construcția obiectivelor de minire specială, cum ar fi drumuri publice naționale, linii de transport, energie electrică, linii de tensiune înaltă, conducte de gaze și multe altele. Deci, acestea, dacă vorbim de domeniul ziua cărei o marcăm astăzi, sunt aceste trei inițiative care deputații din fracțiunea parlamentară ȘOR le-au semnat și le înaintăm. În afară de aceasta, mai avem un șir de inițiative, una din care colegul nostru, domnul Igor Himici, o va prezenta acum. Vă mulțumesc! Mulțumesc.
Здравствуйте, уважаемые представители масс-медиа. Добрый день, дорогие граждане Республики Молдова. Сегодня, когда в мире и в Молдове бушует пандемия, накатывается социально-экономический кризис, так важно не потерять себя, не озлобиться, найти то, что нас способно объединить. С этой функцией всегда лучше всего справлялась культура. Завтра, 6 июня, весь просвещенный мир будет отмечать день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Его произведения составляют подлинную сокровищницу мирового культурного наследия. Их издают и переиздают во всем мире. Стихи и проза Пушкина переведены более чем на 200 языков мира, включая, разумеется, и румынский язык. Выдающиеся поэты Константин Стамати, Константин Негруце, Александру Донич, Ливию Деляну были переводчиками Пушкина. О нем с восторгом писал гениальный Михаил Минеску. Он сказал: «Я поражен стихами Пушкина, источником живой воды». Предметом нашей общей гордости является то, что именно здесь, в Бессарабии, окончательно сформировался выдающийся талант Александра Сергеевича. 3 года он прожил в нашем благодатном краю, написав множество выдающихся произведений, которые в том числе были основаны и на нашем молдавском фольклоре. Пушкин был один из тех, кто открыл Молдову всему миру. С бессарабским периодом жизни и творчества Александра Пушкина в нынешнем 2020 году связаны 2 знаменательные даты. Исполняется ровно 200 лет с того момента, когда он прибыл в Кишинев, а также 135 лет со дня установки в Центральном Кишиневском парке памятника поэту, изготовленному на пожертвование жителей города. К Александру Пушкину, к его произведениям с одинаковой любовью и одинаковым почтением относятся во всех этнических общинах Республики Молдова. Важно и можно смело сказать, что Пушкин является одним из факторов, объединяющим многонациональный народ Республики Молдова. Во знаменование этих важных исторических дат фракция партии ШОР предлагает законопроект о внесении изменений в постановление парламента номер 433 от 26 декабря 1990 года о днях памяти, праздничных днях и днях отдыха в Республике Молдова. Мы предлагаем провозгласить 6 июня днем русской литературы в Республике Молдова. Пушкин является одним из символов этой величайшей литературной традиции. Но список имен огромен. Сегодня ни один человек в мире не может считаться образованным, просвещенным, интеллигентным, если в его интеллектуальном и культурном багаже нет произведений таких великих поэтов, как Лермонтов, Толстой, Достоевский, Тургенев. Этот список очень огромный. И в Молдове к русской литературе традиционно относились с пониманием и с уважением. На ней воспитывалось не одно поколение граждан нашей страны. Это глубокая, философская, обращенная к лучшему, что есть в человеке, литература, вдохновляла и в наших отечественных писателях, и поэтах, и критиков любовь к стране, любовь к родине, любовь ко всему окружающему. К огромному счастью, по сегодняшний день подавляющее большинство населения нашей страны, вне зависимости, подчеркну, вне зависимости от национальной и этнической принадлежности, имеет возможность читать эту великую литературу в оригинале. Мы считаем чрезвычайно важным не утратить эту прекрасную традицию, пропагандировать ее среди подрастающего поколения. Поэтому вместе с учреждением традиционного праздника Дня русской культуры мы также предлагаем правительству Республики Молдова учредить ежегодную неделю русской литературы в Республике Молдова на государственном уровне. И соответствующий законопроект будет внесен нами сегодня. Спасибо.